Ai văzut, ca ani de zile am tăcut. Asta de vorbă cu avocații, am descoperit tot. Și am zis, ok, din momentul ăsta, ai două opțiuni. Aduci înapoi ce ai furat. Dacă vrei partea ta să o lași golăncilor, nu mă interesează. Las-o golăncilor, că ălea oricum, că nu mai ai bani, te auzi. Asta vreau să zic, oricum avea și el, nu e ca și cum el nu câștiga. Câștiga bani și câștiga bani serioși. Adică jumătate. Bă, dacă tu nu vrei să aduci tot ce ai furat înapoi, ține-ți partea ta, fratele meu. Dă-mi frumos că este munca mea și a ta pentru copiii noștri, că avem patru. Adică nu e ca și cum ai unul și... Nu, patru. Nu merg pe toți cu adică... Păi, copilul meu, băiatul meu. Dar ca să ajungi și să întorci băiatul cel mare, pe care eu a crescut lângă mine, l-am divinizat și îl divinizez, să ajungi tu să-l distrugi și pe el și să-l iei în lumea asta ta mizeră, mi se pare jenant. Cum l-a luat în... acum l-a luat la el? Nu la el,